Primarul Marcel Romanescu a explicat că poartă discuții cu oficialii din Brașov de mai mult timp. Urmează ca investitorul să viziteze mai multe spații pentru a stabili unde și-ar putea începe afacerea. Sunt de două săptămâni în discuții cu o societate din Brașov care trebuie să ajungă astăzi la Târgu Jiu pentru a vizita mai multe hale de producție și vin în ideea dezvoltării unei afaceri la nivelul municipiului Târgu Jiu cu 200-300 de locuri de muncă pentru componente pentru autoturisme. Același investitor va deschide la Rovinari o fabrică de volane și acolo se vor angaja 300 de persoane. O să vadă mai multe locații. Tocmai asta a fost ideea, că ajung astăzi la Târgu Jiu și o să meargă cu un delegat să vadă mai multe hale și să se orienteze, să vadă exact unde pot să-și instaleze această afacere. În zona Rostramo, în momentul de față, nu mai este spațiu pentru acest investitor. Primăria a identificat mai multe spații în oraș și speră ca investitorului din Brașov să-i fie pe plac altă zonă periferică.